În preajma sărbătorilor de Paști, la inițiativa speakerului Andrean Candu, în Parlament a fost organizată o expoziție cu vânzare pentru susținerea copiilor orfani. Obiecte cu tematică pascală, picturi, goblenuri, icoane, confecționate de copiii și tinerii de la centrele comunitare din Chișinău, au fost expuse în holul legislativului. Primii vizitatori ai expoziției au fost președintele Parlamentului Andrean Candu și înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al Moldovei. După ce au vizitat expoziția și au cumpărat mai multe obiecte confecționate de copii, oficialii au adresat mesaje de mulțumire copiilor și de felicitare cu ocazia Sfintelor Sărbători pentru ce veniți la eveniment. Astăzi ați reușit voi să ne aduceți lumina nouă, voi dragi copilași și cei care susțineți și aveți grijă de suflete, voi ați reușit astăzi să ne aduceți lumina nouă în sufletele noastre în Parlamentul Republicii Moldova. Aici, în această clădire, desigur se vorbește și într-o sală mai mare, se vorbește despre viitor, se vorbește despre dezvoltarea țării și se vorbește despre a oferi vouă o viață mai bună. Nu ori și de fiecare dată se reușește. Dar în astfel de evenimente, văzându că săruința, harul vostru și minunatele produse la care ați lucrat cu atâta ardoare, suntem siguri că asta ne va da o inspirație și o motivație suplimentară la tot ceea ce se întâmplă în acest Parlament, în primul rând, să vă aducă bucurie, bunăstare și grijă de care ne toți. Este săptămâna patimă, o săptămână pregătitoare pentru întâmplarea Maricii Sărbători a Învierii Mântuitorului Hristos. Fiecare gospodar, mai ales gospodinele, se pregătesc pentru această zi. Dar mi pare foarte bine că vedem aici mulți copii care din timp s-au pregătit pentru această mânează zi și numai pentru dânsii și astăzi au venit aici în Parlamentul Republicii Moldova să aducă această veste frumoasă și bună, așa cum a adus Îngerul Dumnezeiesc Sfinților Părinți, Maicii Domnului, despre primirea în Pământ a Mântuitorului Hristos. E o zi îmbucurătoare, dar e și o zi și o săptămână de tristețe, fiindcă în biserică această săptămână se numește Săptămâna Paștelor. Și dacă 40 de zile am trecut în post în rugăciune, săptămâna aceasta postul și rugăciunea se dublează. Și de aceea cred că prin faptele noastre frumoase, unii care le facem și prin mâinile copilașilor, prin drăguți care se află aici, vom deveni și mai buni la suflet, vom deveni și mai cu stimă față de cei care ne încurcoară, față de cei bătrâni, și prin mâinile lor noi vedem ceea ce se face. Se face un lucru frumos, bun, care ne amintește de măreața sărbătoare la Învierii Mântuitorului Hristos. Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, care este și pastor baptist, a salutat inițiativa organizării unei expoziții caritabile la Parlament. În zi specială, așa cum s-a spus, într-o zi ca aceasta, Iisus Hristos ne-a dat cel mai frumos exemplu de dăruire de sine, de slujire, de dragoste de la care putem învăța. E o zi în care ne amintim, așa cum spunea la preasfinția sa, cu tristare de cele întâmplate, dar e o zi care aduce și speranță, pentru că în cel mai întunecat, în cel mai disperat loc s-a născut cea mai frumoasă speranță. Iisus Hristos a înviat din morți, El a biruit moartea, El a biruit păcatul, El a biruit răutatea și ne-a lăsat un exemplu pentru noi. De aceea, fie că în această zi, aceste sentimente sfinte să umple inimile noastre și noi, încă o dată, vă mulțumim că ați adus această rază de lumină și în Parlamentul Republicii Moldova. A devenit deja o frumoasă tradiție ca în preajma sărbătorilor de Paști, în incinta Parlamentului, în fiecare an, să fie organizate expoziții de caritate în susținerea copiilor orfani.